Persoanele sub 18 ani riscă să fie sancționate cu amendă de până la 500 de lei dacă sunt prinse că fumează în parcuri, unități de învățământ, gări și aeroporturi, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament. Inițiativa legislativă prevede interzicerea consumului de tutun pentru minori în locuri publice. Conform mesajul.ro, proiectul modifică legea numărul 349 din 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și a fost semnat de 29 de deputați și senatori. Proiectul prevede că minorii nu au voie să consume tutun în drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, mijloace de transport, autogări, gări și aeroporturi de stat și private, în unitățile de învățământ public sau privat, precum și pe o rază de 200 de metri în jurul acestora. Nerespectarea acestor prevederi se va sancționa cu o amendă contravențională de la 100 la 500 de lei, potrivit proiectului. În expunerea de motive, inițiatorii au susținut că în prezent legislația din România nu conține prevederi prin care să fie sancționați minorii care consumă tutun, drept pentru care eforturile autorităților pentru combaterea fumatului de către minori sunt lipsite de rezultate. Văzând legislația națională în domeniul ordinii publice, constatăm că legea 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice sancționează contravențional consumul de alcool de către minori, însă această lege și nici alta nu sancționează în niciun fel consumul de tutun, fumatul în rândul minorilor, au menționat inițiatorii. Relatează mesajul.ro.